Vom vorbi acum despre regulatoarele de încărcare pentru sistemele fotovoltaice. Aceste regulatoare preiau curentul generat de panou și îl injectează în baterie. De ce avem nevoie de un regulator? Un panou solar generează un curent, un voltaj de circa 20-23 de volți, iar bateriile noastre sunt la 12 volți. Asta înseamnă că au nevoie de un curent de încărcare de aproximativ 14,4 volți. Pentru aceasta avem nevoie de un device care să coboare acest curent la valoarea respectivă, acest voltaj. Dacă am injectat direct din panou fără niciun regulator, am ajunge să supraîncărcăm bateria și în foarte scurt timp să o defectăm, iar o baterie supraîncărcată prezintă inclusiv risc de explozie și incendiu. Avem două modele de regulatoare de încărcare. Există două mari categorii, regulatoarele PWM, PVM sau regulatoarele MPPT. Puteți să căutați pe internet să vedeți ce înseamnă exact. Eu o să vă explic pe scurt cum funcționează. Avem aici un regulator de încărcare tip PVM. Este cel mai simplu model de regulator de încărcare pentru instalațiile fotovoltaice. Între tehnologia PVM și tehnologia MPPT există diferențe destul de mari și acum le vom explica mai detaliat. Acest regulator preia voltajul de la panou, care este 20-23 de volți, și îl coboară la 14,4 volți, exact cât are nevoie să încarce în baterie. Regulatorul PVM taie practic diferența aceasta de voltaj. Ce este peste 14,4 se disipă, adică se pierde. Din acest motiv, acestea sunt cele mai simple, sunt basic și sunt și cele mai ieftine, dar ca performanțe nu sunt la fel ca și cele MPPT. Regulatoarele de încărcare cu tehnologie MPPT sunt în medie cu 15-20% mai eficiente decât regulatoarele PVM. Ce înseamnă aceasta pentru noi? În momentul în care avem o zi însorită, ambele regulatoare fac aceeași treabă, încarcă mai mult decât este necesar, nu avem probleme. Diferența apare când avem o zi norată sau o zi ploioasă. În momentul în care folosești un regulator PVM, într-o zi înnorată, el poate să-ți încarce, dau un exemplu, cu un amper oră, să-ți încarce bateria, iar un regulator MPPT în aceleași condiții să-ți bage 1,2, 1,3, chiar 1,5 amperi. Asta, bineînțeles, înseamnă o eficiență mai mare a recoltării energiei solare și încărcării ei în acumulator. Cum face regulatorul MPPT lucrul acesta? El știe să coboare voltajul și în același timp să crească amperajul. Dacă regulatoarele PVM taie pur și simplu diferența de voltaj și o disipă, adică se pierde energia respectivă, se transformă în căldură, acest regulator știe să coboare voltajul și în contrapartidă să ridice amperajul. De aceea întotdeauna un regulator MPPT va încărca pe vreme înnorată cu un curent mult mai mare decât ar încărca un regulator PVM conectat la același model de panou solar în aceleași condiții de iluminare. Din aceste motive, noi recomandăm întotdeauna regulatoarele MPPT. Există variante inclusiv cu Bluetooth, cum este acesta. Există o aplicație pe telefon și poți să monitorizezi foarte bine cât curent a încărcat, cât încarcă în momentul respectiv și așa mai departe.